două argumente juridice care au fost găsite, însă, ce vă pot spune este că nici eu nu o să fiu de acord cu expropriere în condițiile în care aici n-a fost retrocedat legal. Adică nimeni nu va fi de acord să dăm atâția bani din banii oamenilor, din bugetul nostru. Dar nu e adevărat că nu e nimeni de acord. Sunt unii oameni de acord, alții nu sunt de acord. Da, eu vorbeam despre mine, nu mă personal în momentul acesta. Dacă aici... Nimeni nu e de acord, așa zic, nimeni nu e de acord. Sunt mulți oameni care sunt de acord. Nu, nimeni... Da, de acord cu asta. Într-adevăr, nu am zis că nimeni nu va fi de acord, poate cei de aici din comunitate, da. Dar e vorba de bugetul întregului lege. De 2 ani se distruge parcul. Acum 3 ani. Acum incendiul acum 2 ani când a fost. Eu erau aici vreo 10-12 polițiști. Care normal m-am adresat lor, așa, și i-am întrebat: "Ce se întâmplă? Ce face rușine copiilor?" Deci ei știau, dacă știau ceva. Polițiștii? Toți polițiștii ăștia, 12, i-am întrebat eu. Dar ce n-au nicio autorizație de... Eu i-am întrebat și au spus, se face o rușine copiilor. Cu siguranță aici e proprietate privată acum. Dar faptul că nu trebuia să fie... Faptul că s-au luat modul în care s-au obținut. Dovada clară că aici nu s-au obținut legal proprietatea privată și că aici e spațiu verde, e faptul că au trebuit copaci și au incendiat. E foarte clar, adică e clar că au vrut să transforme acest loc în teren vilan. Și liber de construcție. Asta se va întâmpla dacă terenul ăsta o să fie construit. Se umble mașini prin parc. Că avem puține mașini acum prin oraș. Aruncă pe mâncare. Facem panoramă. Nu mai puțin, dar aș vrea să faci o filmare cu lanțul nostru, să avem amintiri. Unde s-a trezut mașina în cadrul acel pat, acolo în cadrul poze? Ne vedem duminică la 6, din nou. Tot aici sau unde? Că eu tot aici sunt tot. Deci ăsta e zătelul. Ești protez, mă, ce zi. Da, deci eu nu am un corac. Și vă așteptăm duminică tot aici. Îmi cer scuze că am dat un lucru de la urmă în viață.